încă o prevedere legislativă adoptată de actuala guvernare este neconstituțională, mai exact un aliniat din actualul cod electoral care se referă la particularitățile reflectării alegerilor de către instituțiile mass media a fost declarată neconstituțional de către magistrații în alte curți. Se declară neconstituțional textul. În serviciile media, audiovizuale, grupurile de inițiativă, concurenții electorali, candidații în alegeri, participanții la referendum, reprezentanții și persoanele de încredere ale acestora nu pot avea intervenții directe sau indirecte și nu pot fi vizați de terți în alte programe audiovizuale decât cele cu caracter electoral, stabilite expres în declarațiile politicilor editoriale ale furnizorilor de servicii media din articolul 90 aliniat 2 din codul electoral. Hotărârea este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării. În consecință, autoritățile statului vor fi nevoite să modifice codul electoral, așa încât dreptul la informare și liberă exprimare să nu fie limitat. În alta curte și-a pronunțat decizia după ce Consiliului Audiovizualului a amendat postul de televiziune TV8, iar jurnaliștii au sesizat magistrații asupra prevederilor care atentează la libertatea de exprimare și dreptul cetățenilor la informare. Declararea neconstituționalității acestei prevederi a codului electoral continuă șirul legilor adoptate de actuala guvernare care se bat cap în cap cu prevederile Constituției. Amintim că în luna martie, în alta curte, a declarat neconstituțională o altă prevedere din legea pentru modificarea codului electoral, și anume interdicția de a candida la alegeri pentru persoanele asociate partidelor politice declarate neconstituționale. De asemenea, prevederea potrivit căreia spațiile comerciale de la aeroportul Chișinău urmau să fie date în chirie pentru 5 ani. La fel nu corespunde normelor constituționale, potrivit magistraților. La fel, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional și articolul din codul fiscal care prevede restituirea către agenții economici din Găgăuzia a TVA-ului din bugetul autonomiei. Președintele Comisiei Preveting, Hermann von Hebel, este vizat într-un nou scandal. Acesta este acuzat că a încălcat principiul că nu poți fi judecător în propria cauză, aplicat de mai bine de 400 de ani în justiție, după ce a participat la examinarea cererii de recuzare a sa depusă de judecătorul Victor Sandu, candidat la funcția de membru al CSM, și a respins-o în conformitate cu regulamentul Comisiei. Von Hebel a recunoscut că recuzarea a fost respinsă nemijlocit cu participarea și cu votul său, iar decizia scrisă îi va fi transmisă ulterior. Și în cazul dat, eu aș dori să aflu cine a examinat, cine au fost membrii care au examinat cererea de recuzare. Dacă e posibil, deoarece noi, eu am dreptul să cunosc cine a examinat cererea de recuzare. A examinat dumneavoastră, a examinat o altă comisie. Cine a fost membrii care au examinat? Au avut loc formă sau nu? Vă rog frumos, dacă puteți să-mi relatați, măcar să cunosc. Aceasta ar fi o transparență într-un proces. Dacă dumneavoastră nu cunoașteți, vă duc la cunoștință. Republica Moldova, care se examinează cer de recuzare, nu poate să se expună până nu este un document semnat. Decizia cu privire la cererea dumneavoastră de recuzare a fost luată în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei în articolul 10 din regulamentul nostru. Se prevede în alineatul 3 că în caz de declarație de recuzare, în caz dacă cererea de recuzare a unui membru ar afecta quorumul în conformitate cu 26, toți membrii vor participa la examinare și luarea deciziei asupra recuzării. Dacă neprezența membrului afectat nu afectează quorumul, comisia va lua decizia fără să fie prezent acel membru. Dar întrucât noi avem nevoie de 4 membri pentru a avea quorum, decizia luată azi de comisie în legătură cu cererea dumneavoastră de recuzare a fost luată de toți membrii comisiei, inclusiv eu. Desigur că eu am ascultat atent, am prezentat motivele mele, comentariile mele și am ascultat atent previzuirea de către comisie și, după cum puteți vedea, din regulamentul de organizare am luat decizia în conformitate cu
regulamentul. Magistratul a ținut să precizeze că a fi judecător în propria cauză este interzis. Cunosc dumneavoastră regulamentul, deja l-ați modificat mai mult de 4 ori. Mai mult că atât, el este un regulament intern, nu este o lege, nu este delegitor, nu este prevăzut criteriul de a fi verificat legalitatea acestui regulament. Dar vă aduc la conștiință că mai mult de 400 de ani în urmă, prin secolul XVII, a fost pentru prima dată invocat principiul că nu poți fi judecător în propria cauză. Și acest principiu a fost descoperit încă 400 de ani, mai mult de 400 de ani în urmă. Dar dumneavoastră, în secolul 21, aplicați contrar normii ce au fost constatate de către juriști 400 de ani în urmă. Pentru mine asta e neclar. Eu înțeleg că dumneavoastră regulament puteți să-l modificați astăzi încă de câteva ori, dar eu aș dori să fie indicat aceasta tot în decizie. Mai mult că atât, referitor la reprezentantul OFF care este prezent, raportul se indice că s-a contrar principiului că nu poți fi judecător în propria cauză. Peste 400 de ani a fost încălcat acest principiu. Comisia a luat decizia în conformitate cu regulamentul său de organizare și funcționare care a fost transparent și deschis dumneavoastră. Nu a fost modificat recent, cu siguranță nu a fost modificat astăzi și de aceea propun ca acum să procedem la audiere. Anterior, Hermann von Hebel a fost acuzat de judecătoarea Marina Rusu, candidat la funcția de membru al CSM, pe motivul loialității sale față de partidul de guvernare. Chiar și așa, von Hebel a continuat să participe și să conducă audierea, cu promisiunea de a se expune pe marginea recuzării după ședință. Amintim că președintele Comisiei Preveting a fost implicat într-un alt scandal privind integritatea sa. Anticorupție Media a relatat că von Hebel, în perioada când a activat în calitate de grefier la Curtea Internațională Penală de la Haga, ar fi admis mai multe ilegalități și ar fi cauzat prejudicii instanței în valoare de cel puțin 760.000 de euro. De asemenea, mai multe decizii considerate a fi ilegale, s-au luat în legătură cu o reformă pusă la cale de Hermann von Hebel la curte, ulterior criticată dur de judecători. În urma aceleiași reforme, 6 funcționari ai instanței și-au pierdut atunci slujbele pe motivul unor performanțe slabe, dar ulterior au câștigat despăgubiri într-un proces la Tribunalul Administrativ al Organizației Internaționale a Muncii. În ancheta jurnalistică se menționează că înalta curte a suportat cheltuieli de 7 milioane de euro pentru reformă, iar judecătorii instanței l-au acuzat pe von Hebel de intenții ascunse. Și deputatul PAS Olesia Stamate, care la momentul selectării membrilor Comisiei Preveting era președintele Comisiei Juridice Numiri și Imunități, a spus că au existat probleme cu expertul străin propus în calitate de membru al Comisiei Preveting de Partenerii de Dezvoltare. Noi tare nu am fost fericiți cu el. Noi abia așteptăm să scăpăm de el, a declarat Stamate într-o discuție telefonică cu autorul investigației jurnalistice. Faptul că activitatea Comisiei de Preveting condusă de Hermann von Hebel și în Moldova a comis încălcări, este evidențiată de faptul că 18 judecători care nu au trecut testul au putut contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție. Hermann von Hebel a respins acuzațiile prezentate în articolul publicat de Anticorupție MD și a declarat că nu va demisiona, așa cum au cerut unii judecători, dar și lideri politici de la noi. Nu văd un motiv pentru a-mi da demisia. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, 17 iulie, Strategia Națională de Apărare pentru următorii 10 ani. Principalele amenințări, potrivit documentului, vin din partea Federației Ruse, iar pe acestea autorii noii strategii le-au enumerat punctual, calificându-le drept, citez, amenințare existențială la adresa suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, citat încheiat. Astfel, unul dintre pericolele menționate în documentul reprezintă războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în special posibila extindere a operațiunilor militare în regiunea Odessa. În acest sens, un obiectiv posibil, stabilirea unui coridor militar terestru până la hotarele Republicii Moldova, ar reprezenta o amenințare directă la adresa ordinii constituționale și statalității țării, se arată în strategie. O altă amenințare vine la fel din partea Rusiei și anume atacurile hibride direct sau prin intermediul unor interpuși locali, organizații și grupuri sociale cu orientări radicale din Republica Moldova. Încă
un risc îl reprezintă forțele militare ale Federației Ruse care staționează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, precum și formațiunile armate ale regimului neconstituțional din regiunea transnistreană. Fiecare în parte sau acționând sinergic pentru promovarea obiectivelor lor reprezintă în sine o amenințare majoră la adresa suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, se menționează în strategie. Documentul propune și un plan specific de acțiuni pentru a face față amenințărilor existențiale și altor pericole, iar una dintre sarcini este de a îmbunătăți indicatorii Moldovei în clasamentul puterii militare. Pentru informare, în prezent, țara noastră ocupă locul 144 din 145 de poziții, iar strategia prevede ca până în 2029 Moldova să urce 5 poziții, iar până în 2034 10. Și obiectivul de modernizare a echipamentelor învechite figurează în noul document. În prezent, în Moldova sunt 12 proiecte de infrastructură militară renovate, iar până în 2034 ar trebui ca numărul acestora să ajungă la 25. Strategia de apărare mai prevede îmbunătățirea pregătirii militarilor și includerea compartimentului respingerea unui atac inamic în programele instituțiilor militare de învățământ, creșterea numărului de persoane care rămân în serviciul militar. Până în 2029, conform strategiei, vom avea cel puțin o tabără militară nouă în Moldova, iar până în 2034, cel puțin două. Una dintre direcțiile principale de acțiune evidențiate în noua strategie ține de apărarea cerului sau dezvoltarea capacității de supraveghere și control al spațiului aerian. Această cerință se va realiza prin asigurarea pe etape cu echipamente, dezvoltarea infrastructurii, instruirea personalului, etc. Un accent deosebit se va pune pe dezvoltarea unui sistem integrat de vehicule aeriene fără pilot, capabile să execute un spectru larg de misiuni, notează strategia. Un rol aparte se acordă în document Alianței Nord-Atlantice. NATO este un bastion al stabilității, se precizează în strategie, și Alianța asigură apărarea colectivă a țărilor membre și joacă un rol decisiv în descurajarea agresiunii prin prezența sa militară puternică. Moldova își respectă statutul de neutralitate, dar acest lucru nu contrazice cooperarea cu partenerii militari. La capitolul indicatori se menționează că până în anul 2029, integrarea în structurile militare ale Uniunii Europene va fi realizată la un nivel de 70%, iar peste 10 ani, către anul 2034, integrarea ar trebui deja să fie realizată 100%. Accente importante în strategie sunt puse și pe participarea Moldovei la misiunile civile și de menținerea păcii ale UE până în 2029. Moldova urmând să desfășoare cel puțin un exercițiu militar comun cu țările UE pe an, iar până în 2034, două exerciții comune anual. După ședința de guvern în care miniștrii au aprobat noua strategie națională pentru apărare, reporterul Canal 5 a insistat să afle de la ministrul apărării Anatolie Nosatăi, cel care prezenta documentul, ce amenințări mai exact vin din partea Federației Ruse țintit către Republica Moldova. Oficialul ne-a spus însă la modul general de unele activități ale Rusiei. Există vreo amenințare din partea Rusiei, pentru că deseori vedem că spuneți că ar exista anumite amenințări, dar timp de 2 ani tot mai declarați că nu există anumite riscuri din partea Rusiei. Totuși, care sunt acestea? Care ar fi aceste amenințări? Nu este amenințarea din partea Rusiei, ci din activitatea Rusiei care subminează interesele naționale ale Republicii Moldova. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, la rândul său, la fel nu a menționat amenințările directe ale Rusiei la adresa Moldovei, evidențiind riscurile la nivel regional. Noi vorbim despre documente strategice care sunt adoptate de către autorități, urmarea evaluării mai multor riscuri. Deci aceste strategii vorbesc și de strategia națională de apărare și securitate, care la fel evidențiază două riscuri majore la adresa securității țării, este corupția și rolul pe care îl joacă Federația Rusă, nu doar în plan bilateral, în raport cu Moldova, dar și în plan regional. Ca stat care a agresat o țară vecină, continuă război de agresiune împotriva Ucrainei. În noua strategie națională pentru apărare se menționează de asemenea creșterea alocărilor de bani către Armata Națională. După cum au mai spus și anterior autoritățile, majorările se vor face treptat și vor ajunge către anul 2030 până la 1% din produsul intern brut. Strategia națională de apărare aprobată de guvern este o bifă pe care actuala guvernare o va folosi în scopuri electorale și de PR. Declarația a fost făcută pentru Canal 5 de președintele Partidului Șanse. Potrivit lui Alexei Lungu, autoritățile trebuie să aibă ca prioritate dezvoltarea țării, dar nu înarmarea ei. Într-o țară
care este cea mai săracă din Europa, să pui ca prioritate achiziția de echipamente militare, este o crimă împotriva propriilor cetățeni. Uitați-vă ultimele calamități care se întâmplă în țara noastră, seceta, nu că seceta, dar arșeta din ultimele zile, ce pagube aduce agricultorilor. Ori actuala guvernare, dacă se vrea sau se crede una pro-europeană, cum își spun, probabil ar trebui să-și pună alte priorități decât cele militare și de securitate. Noi, în loc să ne întărim țara prin proiecte sociale, economice, noi ne aruncăm din nou la achiziția prin credite exorbitante a unor echipamente militare. Președintele Unirea ODIP, Vlad Bilețchi, este de părere că strategia aprobată are conotație electorală. Cred că acest lucru în preajma alegerilor prezidențiale este încă un element de tulburare a opiniei publice, încă un moment de sau încă un instrument pentru a semăna frică, insecuritate, astfel încât să se poată obține votul de frică. Da? Dacă nu mai asandu, dacă nu pasă, atunci ar fi război, iată de nou, iată strategie, securitate, armament, așa mai departe. Tot ce vom vedea de acum încolo va fi folosit strict și eminamente în interes politic pentru a speria populația și pentru a introduce în ei deznădejdea și disperarea dacă nu vor vota așa cum vrea guvernarea, atunci iată o să fie război Republica Moldova. Asta e teza pe care aceștia încearcă să o implanteze în creierul moldovenilor. Dacă ei pe bune și-ar fi dorit și ar fi preocupat de securitatea națională a Republicii Moldova, acest proces ar fi început cu multă vreme înainte, fie atunci când a izbucnit conflictul din Ucraina. Nu acum, când iată suntem în campanie electorală și doar săptămâna aceasta și anunță participarea în curs cel puțin 3 candidați. Deputatul Alexandru Nesterovski este sigur că autoritățile pregătesc țara de război. Mi se creează impresia că guvernarea noastră, guvernarea PAS, se pregătește activ de război. Noi procurăm armament nou, deschidem noi unități militare, participăm la diferite antrenamente militare care au loc peste hotare. Dar pentru noi, moldovenii, pentru țara noastră, cel mai important este să păstrăm statutul de neutralitate și să păstrăm pacea pe pământul nostru. PAS-ului însă nu-i pasă de Constituție și neutralitate și activ înarmează țara noastră și acest lucru se întâmplă cu ajutorul Uniunii Europene. Cu o reacție la acest subiect a venit și liderul blocului Victorie, Ilan Șor. Într-o postare pe Telegram, el a scris că orice conflict armat în care soldații moldoveni vor fi folosiți ca și carne de tun va fi pe conștiința autorităților. Politologul Corneliu Ciurea este de părere că Moldova ar trebui să rezolve problemele politice pe cale diplomatică și nici de cum pe cea militară, și astfel de afirmații pot fi periculoase. Приведет ли это к эскалации наших отношений с Россией? Va duce acest lucru la o escaladare a relațiilor noastre cu Rusia? Cred că dacă totul se limitează doar la schimbarea formulării, atunci nu. Dar dacă există acțiuni reale îndreptate împotriva Rusiei, atunci da. Pentru că Rusia va răspunde mai mult la acțiuni decât la cuvinte. Singurul lucru care desigur derutează, dar din nou acestea sunt cuvinte, nu acțiuni, este definirea Rusiei în trei aspecte ca o amenințare existențială. Ei bine, pentru țările mici, aruncarea cuvintelor este destul de periculoasă, deoarece o amenințare existențială provoacă unele acțiuni foarte dure din partea celor care văd o amenințare existențială. Politologul Sergiu Banari susține că atunci când autoritățile celei mai sărace țări încep să se angajeze în geopolitică, acesta este un indicator al eșecului lor complet în politica internă. Când oamenii, în loc să rezolve probleme existențiale pentru această țară, criza demografică, criza migrației, criza economică, criza socială, a pensiilor, a educației și medicale, încep să se angajeze în militarizare. Am văzut deja totul. Asta nu duce la nimic bun. Orice concept de securitate națională care nu este axat pe reintegrarea Moldovei teritoriale, ci pe adâncirea dezacordurilor dintre malul drept și cel stâng, este o prostie. Jurnalistul Dumitru Ciubașenko a scris într-o postare pe Telegram că, prin strategia aprobată, țara noastră urmează să se integreze în NATO. 24 din cele 27 de state membre ale UE sunt de asemenea membre ale NATO, iar UE este în esență legată de NATO. Proiectul strategiei prevede și dezvoltarea unui complex integrat militar-industrial în Moldova. De fapt, vorbim de integrarea 100% a Moldovei în structurile militare ale Tratatului Atlanticului de Nord, asupra neutralității instituționale
constituționale ca o ficțiune, a scris Ciubașenko. Deocamdată nimeni din reprezentanții puterii nu au comentat cele menționate. În contextul în care guvernul a pregătit o strategie de apărare națională care arată că Rusia reprezintă un pericol pentru țara noastră, cetățenii spun că amenințări din partea Federației Ruse la adresa Moldovei nu există și nu ar fi motive pentru îngrijorare, iar autoritățile moldovenești ar trebui să fie mai calculate în declarații și să păstreze relații de prietenie cu Moscova. Război, noi singuri vrem război. Și gata, noi singuri cu vorbele noastre, cu minciunile noastre, așa că lumea, adică eu, ea ca prostoi narod, nu хочет войны. И вы не хотите, и этот не хочет. А такие, которые сидят в парламенте, может, они хотят, пускай воюют. Suntem o țară neutră, dar adică n-ar trebui să provocăm pericolul de genul ăsta. Părerea mea personală este că Rusia nu ar veni, nu ar atentat militar, având în vedere, nu știu, eu nu văd proporționalitatea puterilor între Moldova și Rusia. Вообще-то это гендит, потому что конфронтация директно летает. Я считаю, что это бессмысленно, учитывая то, что наша страна изначально себя позиционировала как нейтральное государство, которое не хочет влезать в это, но своими действиями она противоречит своим же словам. Есть перегольный парт от этой церкви? Какой? Навим. Ну, есть, я так. Все с ней факт рушено, все факт рушено. Autoritățile noastre spun că, iată, nu există pericole, că n-ar putea să ne atace, dar se militarizează, măresc numărul soldaților, tot cumpără armament. De ce fac? Și apără business-ul lor. Cred că n-ar fi atac. Ar fi o prietenă Ucraina. N-ar fi rușul aici. Nu aveți atâta capacitatea pentru Rusia. Nu este în Moldova. Nu cred. Așa, de ce? Acolo tot sunt oameni care vor să trăiască și eu cred că fiecare țară își apără interesele ei și asta e. Dar lumea toată vrea să vrea pace, să trăiască în pace, să-și câștige o bucată de pâine. Așa e cel mai bine. Să fim prieteni cu toate țările. Oamenii mai susțin că atunci când tot autoritățile noastre declară ani la rând că un pericol din partea Federației Ruse nu există, dar între timp se înarmează și majorează bugetul armatei, operează cu duble standarde. Chișinăuienii mai susțin că țara noastră este una pașnică și nu ar trebui să alimenteze speculațiile despre declanșarea unui conflict armat. Lucrează pe două fronturi atunci. Pe de o parte să ne liniștească, pe de alta să se asigure că totul o să fie bine, dar nu știu. Nu știu, nu văd. Ca să asigure militar țara, cred că are foarte multe, are nevoie de multe resurse, dar nu știu cine o să le acorde. Dar ați auzit vreodată, nu știu, de la televizor, că Rusia urmează să ne atace, de exemplu? Sau are așa intenții? Nu, n-am auzit. Și sperăm să nu se întâmple acest lucru. Moldova niciodată nu a fost agresivă cât cineva. Noi suntem oameni pașnici și dorim pace pe pământ. Cu ce să ne atașe? Deci eu ca persoană, să vreau să ușit un țânțar, eu al ușit. Eu personal. M-ați înțeles la ce mă refer? Să gătește, cine să gătește? Republica Moldova împotriva cui? A Rusiei, da? Cu și, ca e interesant, cu și. Cu hârlețe, cu săpi, cu avioane, cu și concret. Tăți fug de armată, da? Al de mine care au 35 de ani, nu, cine, kto voievat budet? Кто? Брат ваш, сестра ваша, или брат его, или кто еще там из парламентов, чьи сынови будут воевать? Русия причискну не так, пиной. Русия с ним в Русь не атакать, не атакать. Кши с ней атачи, Русия. Чи с фак, с вина ноапер, с инфляску наш смор. Чи с фак, и мы с ним бессильны против них.
Ploile cu vânt puternic și grindină, care au avut loc în nordul țării în seara zilei de miercuri, au adus pagube în 15 raioane, printre care Strășeni, Cimișlia, Hâncești, Iedineț, municipiile Bălți și Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în raionul Glodeni au fost afectate acoperișurile mai multor case din satele Limbenii Noi, Iabloana, Ciuciulea și Viișoara. În satul Țaul, Dondușeni, vântul a deteriorat 30% din acoperișul unui bloc, dar și acoperișurile a 4 case particulare, două garaje și a unui magazin alimentar, iar un copac prăbușit a stricat un garaj și un microbuz. Și în Târnova a fost distrus parțial acoperișul unei case. Salvatorii au înlăturat fragmentele de acoperișuri și au defrișat arborii doborâți. Comisiile raionale pentru situații excepționale evaluează pagubele materiale, se arată în comunicatul IGSU. Și drumarii au intervenit pe 7 trasee naționale afectate de ploi și vânt în sectoarele Dubăsari, Criuleni, Glodeni și Dondușeni. Administrația de stat a drumurilor informează că muncitorii au curățat carosabelul de nămol și noroi. De asemenea, au evacuat 25 de copaci și crengile căzute. Amintim că meteorologii au emis miercuri, pentru a doua parte a zilei, un cod galben de instabilitate atmosferică cu ploi de scurtă durată, izolat averse puternice cu grindină și intensificări ale vântului în rafale de până la 15-20 metri pe secundă. Potrivit sinopticienilor, joi vremea va rămâne caldă, iar pentru zonele centrale și sudice caniculară se mențin condiții de instabilitate pe o mare parte a teritoriului, respectiv vor cădea averse slabe însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor oscila între 34 și 39 de grade și doar la nord între 30 și 33 de grade. Donațiile în școli și grădinițe se vor efectua prin serviciului guvernamental MPay. Un regulament în acest sens a fost aprobat de guvern. Astfel, instituțiile care vor să recepționeze asemenea plăți le vor planifica în buget. Vor elabora un plan de utilizare reieșind din necesitățile pe care le au și îl vor prezenta părinților. Dacă părinții vor dori să contribuie voluntar, o vor face direct pe contul trezorerial al școlii, care ulterior va raporta cum a cheltuit banii. Este un pas important înainte pentru o mai mare transparență și corectitudine în gestionarea acestor fluxuri financiare și în reducerea presiunii care există, trebuie să recunoaștem, pe părinți din partea administrațiilor unor instituții de învățământ cu privire la colectarea acestor plăți. Potrivit ministrului, orice colectare de bani în numerar este ilegală și va fi raportată la CNA. Lupta cu plățile ilegale în școli a eșuat. Autoritățile au încercat de mai multe ori să interzică oferirea banilor, dar fără succes. Acum 4 ani, cotizațiile de membru Asociației Obștești a Părinților pentru Fondul Școlii sau cel al clasei care erau achitate lunar a fost interzise. Totuși, banii în plic continuau să fie oferiți. Iar asta pentru că, spuneau părinții, școlile sunt subfinanțate de stat. De aceea, părinții sunt nevoiți să contribuie la dezvoltarea instituțiilor. Potrivit unui sondaj APP, peste 88% din părinți achitau suplimentar pentru cărți și caiete, 59% pentru reparații, iar 43% dintre elevi oferau bani pentru cadourile cadrelor didactice. Detalii noi în cazul medicului stomatolog din Republica Moldova, ucisă marți seara în cabinetul său din Brăila. Femeia, în vârstă de 41 de ani, locuia într-un cartier periculos și trăia de luni de zile în teroare din cauza unui conflict cu unii localnici. Aceștia ar fi amenințat-o constant ori de câte ori o vedeau și în trecut ar fi intrat peste ea și soțul ei în apartament, scrie Digi24. Surse apropiate a anchetei spun că victima se temea pentru viața ei și intenționa să-și cumpere un pistol. Mai mult, femeia făcuse în trecut și un curs de portarmă. Totuși, potrivit anchetei, principalul suspect este soțul Marinei Gavril, deși nu a fost formulată deocamdată nicio acuzație împotriva lui. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru omor și încearcă să identifice autorii crimei. În astfel de situații luăm în considerare toate ipotezele posibile. Nu putem exclude varianta unei crime pasionale, deoarece gelozia este adesea motivul unor acte de mare violență, a explicat criminologul Dan Antonescu în direct la Digi24. Amintim că omorul s-a produs acum 2 zile. Crima a fost descoperită de femeia de serviciu care urma să facă curățenie în cabinetul medical situat la parterul unui bloc din Brăila. Femeia de serviciu a sunat imediat soțul victimei, care a apelat serviciul de urgență 112.